Ce este astmul și cum apare? Astmul bronșic este o boală inflamatorie cronică a căilor respiratorii inferioare, care se caracterizează prin apariția de episoade recurente de dispnee, adică lipsă de aer, wheezing, un zgomot special al respirației, similar cu un șuierat, fluierat, sunt descrieri diferite subiective ale pacienților. De asemenea, se manifestă cu tuse și cu senzație de constricție toracică. Cum poate să apară astmul bronșic? Apare la vârste diferite, de la copii până la pacienți vârstnici. Deseori poate fi diagnosticat cu ocazia episoadelor infecțioase, care sunt de fapt niște trigări a exacerbărilor astmatice. Sau poate să apară în context de expunere la alergeni. Mulți pacienți au, cu mulți ani înainte de instalarea astmului, simptome de tip alergic. Rinită alergică, conjunctivită alergică, faringită alergică sau erupții cutanate, pruriginoase, dermatită de contact. Mulți își neglijează aceste simptome, nu merg la medic, iar trebuie să se adreseze alergologului, dermatologului, medicului orelist, pentru a fi diagnosticați și pentru a ști că au această predispoziție, acest teren alergic. În momentul în care inflamația aceasta alergică coboară de la nivelul căilor respiratorii superioare spre cele inferioare, apare și astmul bronșic, alergic, la cei cu teren alergic. Există și un mic procent al pacienților astmatici care nu au teren alergic, dar au și ei această sensibilitate, să spunem, a căilor respiratorii cu apariția bronhoconstricției. Practic, aceste simptome de tuse, dispnee, wheezing apar datorită inflamației bronșice asociată cu constricția bronhiilor, cu o hipersecreție de mucus, toată această combinație conducând la aceste simptome. Sunt niște simptome care se regăsesc și în alte afecțiuni, poate fi confundat sau este destul de clar? Simptomele fiind diverse pot fi întâlnite și în alte boli. Tusea este cel mai frecvent simptom care dă mari bătăi de cap atât pacientului cât și medicului, pentru că poate să apară în boala de reflux gastroesofagian, în rinosinuzite cronice, în perioadele de acutizare ale acestora se acutizează și tusea. Pot să apară simptomele în bronhopneumopatia cronic-obstructivă, o afecțiune similară foarte mult cu astmul, dar care apare la marii fumători. Acesta ar fi unul dintre elementele care ar diferenția cele două boli. Astmul, în general, apare la nefumători. De asemenea, cele două boli pot coexista. Dacă este un pacient fumător la care nu s-a instalat încă un sindrom obstructiv evidențiat la probele funcționale respiratorii, dar care face crize tipice de dispnee, de wheezing, poate avea un astm bronșic. Nu știu, există factori care îl agravează sau care îl poate determina? Ați spus că variază, poate să fie și copii, poate să fie și vârstnici. Cum apare, de fapt? De ce apare? Cel mai adesea îl agravează expunerea de lungă durată și la o cantitate prea mare de alergeni. Aici un rol deosebit îl are medicul alergolog în anamneză și în efectuarea testelor specifice pentru a decela factorii alergeni care pot să-l declanșeze. Pentru a putea să prevenim
aceste crize astmatiforme. Dacă se ia o atitudine corectă de evicție a acestor factori alergeni, crizele pot fi prevenite. Asta se referă în special la acarieni, la animalele din casă, la mucegai. Dacă luăm toate atitudinile necesare, să nu fie igrasie în mediul în care locuim, să nu fie materiale care ar putea să rețină praf în camera în care locuim, cum ar fi covoare groase, mobilă tapițată, hârtii depozitate care ar putea să rețină praf pe ele, să nu avem animale de casă care să doarmă în camera astmaticului, cum ar fi pisica, care este cea mai alergenică, câinele. Toți acești factori pot fi evitați și evicția factorului alergenic este, de fapt, cel mai bun tratament pentru prevenirea crizelor astmatiforme. În sezonul rece mai este un alt lucru de temut, infecțiile. Ele pot fi de mai multe cauze, virale, bacteriene, cu micobacterii atipice. Cele mai de temut sunt cele virale, care accentuează foarte tare inflamația mucoasei bronșice și care pot determina exacerbări astmatice. Un astmatic, ce nu are voie să facă, să zic așa? Mă refer, nu știu, la efort, de exemplu, sau ce trebuie să evite ca să... Un astmatic, întâi de toate, ar trebui să aibă o legătură foarte apropiată cu medicul pneumolog, care să-i coordoneze foarte bine tratamentul în funcție de etapa de boală. Pentru că boala poate fi intermitentă sau persistentă, ușoară, moderată sau severă. În funcție de stadiu de boală se dă și un tratament adecvat. Dacă tratamentul este bine condus, boala este controlată. Controlul simptomelor ne asigură reușita tratamentului. Pacientul ce ar trebui să facă? Să se vaccineze antigripal anual în fiecare sezon rece, pentru că titrul de anticorpi nu rezistă foarte mult și atunci vaccinarea trebuie repetată anual. Nu în ideea că nu mai face gripă, ci pentru a face forme ușoare de gripă și a preveni exacerbările astmatiforme. De asemenea, există diverse terapii pe piață și cu imunomodulatoare pentru a întări, în ghilimele, imunitatea, și este bine să aibă tot timpul asupra lui medicația de urgență, reliverul, cum îl numim noi, salbutamolul, și tot timpul se dau două pufuri la nevoie atunci când pacientul simte că este ceva în regulă cu respirația lui. Vis-a-vis de efort, dacă astmul este bine controlat, un astmatic nu trebuie să aibă simptome nici la efort. Eventual, dacă știe că, dacă și-a planificat un efort fizic susținut de lungă durată, este bine să își dea înaintea efortului cu două pufuri de salbutamol. Cei cu astm intermitent, de exemplu, care fac crize destul de rar, nu au nevoie de niciun tratament de control al bolii. Folosesc doar acest spray la nevoie. Și cu tratament de control începem deja din astmul persistent ușor. Și îl putem crește cu cât se merge spre forme mai severe. Dacă pacientul este bine controlat, îl putem descrește de la forma severă spre cea moderată și ușoară. Tratamentul este exact în trepte. Ce înseamnă, de exemplu, astm sever? Câte crize, nu știu, o statistică așa? În astmul sever, pacientul are aproape zilnic o limitare a activității fizice, simptome prezente aproape continuu, are foarte multe simptome în timpul nopții, și trezirile și simptomele nocturne sunt primul element de lipsă de control a bolii.
În această situație, pacientul necesită o combinație terapeutică cu mai multe preparate, cu dispozitive atât inhalatorii, cât și cu terapie sistemică orală. În momentul în care este mai bine, aceste evaluări se fac periodic, atât clinic, cât și prin probe funcționale respiratorii. În momentul în care trece într-o etapă inferioară, se poate reduce și din medicația pe care o primește.